Pandurii vor debuta în retur contra vicecampioanei României, Unirea Urzicenii. Gorjenii au terminat prima parte a sezonului pe un loc retrogradabil și vor să dreagă busuiocul în Bărăgan, de unde vor să aducă 3 puncte. Unirea Urziceni, Pandurii Târgu Jiu se va disputa luni de la ora 18, partida urmând să fie transmisă în direct. Programul etapei va începe vineri de la ora 18:45, când FC Brașov va întâlni FCM Târgu Mureș. Tot vineri, CFR Cluj va juca cu Universitatea Craiova, de la ora 20:30. Sâmbătă, Gloria Bistrița va întâlni FC Timișoara de la ora 18, iar Dinamo va întâlni Astra Ploiești de la ora 20:30. Oțelul va juca cu Sportul Studențesc duminică de la ora 13, iar Gras Metan cu Victoria Brănești tot în acea zi de la ora 18. Duminică seara de la ora 20:30, FC Vaslui va juca cu Rapidul. Pandurii îi vor întâlni pe cei de la Unirea Urziceni luni de la ora 18:30, iar Steaua va juca cu Universitatea Cluj tot luni de la ora 20:30.